Luna trecută, comisarii sucevenți de la Protecția Consumatorilor au efectuat 246 de acțiuni de control, iar pentru neregulile depistate au aplicat 113 amenzi în valoare de peste 165.000 de lei. Șeful Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor, Vasile Latiș, a spus că 32 de amenzi în cuantum de 53.600 de lei au fost aplicate în cadrul verificărilor privind comercializarea produselor specifice sărbătorilor pascale. El a precizat că, între altele, oamenii din subordinea sa au găsit produse expirate sau neetichetate. Comisarii de la Protecția Consumatorilor au avut în vizor comercializarea produselor din supermarketuri, depozitarea produselor și vânzările prin promoții, dar nu au ocolit nici serviciurile auto. În cele 24 de acțiuni de control au aplicat 10 amenzi în valoare de 154.000 de lei și au oprit de la comercializare peste 1.000 de produse expirate sau contrafăcute. În total, luna trecută, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Suceava a înregistrat 112 reclamații.